fly. Totul poate fi schimbat, doar atunci când suntem toți aproape. Lângă tine stăm, nu vom pleca. Vom fi prieteni buni, vei găsi încrederea. Lângă tine stăm, noi te ascultăm. Nu vei fi, nu poți fi trist. Dacă vrei să crezi în tine, eu vreau și pot să te ajut. Știu că poți avea din nou curaj atunci când vrei. Lângă tine stau, nu vom pleca. Vom fi prieteni buni, vei găsi încrederea. Lângă tine, lângă tine stau, nu vom pleca. Vom fi prieteni buni, vei găsi încrederea. Lângă tine stau, noi te ascultăm. Noi te vom ajuta. Pentru că am tot vorbit de premii și nu am mai oferit nicio diplomă, cred că este momentul acum să-l declarăm absolvent al Școlii Vedetelor pe Călin! Călin, care este student la conservator, este coleg cu Titi și cu Adrian, este de asemenea un talentat pianist și compozitor și restul ne va spune el. Mulțumesc, frumos! De acum înainte, după ce am terminat cu Școala Vedetelor, care a prezentat un pas foarte important pentru mine și pentru colegii mei, și pentru muzica românească, plec în drumul către viață, făcând următoarele, dorindu-mi să fac următoarele. Să lucrez în studioul meu propriu este, practic, prima mea pasiune. Al doilea, să organizez spectacole, sper eu, bune și de calitate. Și al treilea lucru, să-mi lansez albumul, la care am lucrat în tot timpul cât am fost la Școala Vedetelor. Albumul pe care l-am compus și îl voi și cânta, sper că o să fie foarte bun. Și noi suntem convinși. Până atunci te declarăm absolvent al Școlii Vedetelor. Stai aplaudat încă altfel nu și-a diploma. Mulțumesc foarte mult!